cât pot să nu-mi pierd pacea din suflet. Și putem, iertați-ne, părinte, să nu ne pierdem în momentul în care sunt atâtea presiuni, probleme cu serviciu, probleme sociale. Iată acum umblă un duh așa de tulburare privind faptul că există o lege care impune scoaterea unor pașapoarte numite biometrice, care amprentează omul, îi măsoară trăsăturile feții și așa mai departe, considerate chiar și de părintele Iustin ca fiind precursoare ale semnul fiarei, a cipului care se va pune ori pe mâna dreaptă, ori pe frunte. Cum vedeți dumneavoastră în acest punct de vedere? E un semn al vremurilor de preurmă? Doamne ferește, eu atât am. E nevoie de rugăciune. Dacă lumea va pierui dușmania, Dumnezeu va face o minune. Și este n-a să grăbească. Azi mai întârziem. Știi de ce o apărută este? Pentru că n-avem oți, ne vedem unii cu alții. Că așa spune Mântuitorul. Vă urăți și eu vă urăsc. Vă iubiți și eu vă iubesc. Că Dumnezeu iubitor de oameni. Că spune așa, nu vrea moartea păcătos în toarnă să fii viu, că e nevoie să ajungem la o iertare. Nu vezi? Dacă într-o familie sunt 4, 5, 6, nu voi să vadă unul cu altul. Nu mai zic de ce la străin. Știi de ce? Când nu ne maturisăm din smerenie, că recunosc că am supărat pe Bun Dumnezeu. Fiecare ar trebui să nu înșele pe celălalt. Fiecare să lupte pentru dreptul lui. Nu, și vreau să zic că eu vreau să iau dreptul meu și el eu și pe al lui. Super Dumnezeu pentru treburile astea. Trebuie să fim așa cu milă și preoță că a venit odată un părinte, un călugăr. Nu am, de vreo 2 ani a venit. O zis așa, o zis prea înaltul și duhovnicul și stariciul o spus să mă pregătesc că să mă facă preot și duhovnic. Și-o zis, ce zici, să mă fac sau nu? Și păreri îți dai? Eu am spus, eu nu trebuie să mă bag în treburile bisericești, nici politicești. Eu trebuie să-mi plâng păcatele mele. Dar fiindcă ai venit până aici, așa i-am spus, uite ceva, uite cum, dacă dorești să te, și vrei să te faci preot și duhovnic, așa să te faci. Dacă iubești, să te faci mucenic. Și dacă te faci preot și nu dorești să te faci mucenic, să nu te faci preot. Că mai bine un dascăl în rai decât un preot în iad.